în noi. Dar un bărbat cum acceptă să fie prieten cu soțul știind că femeia aceea doarme cu ăla în pat? Și invers. Păi da, serios? Dar nu domnul Bobby e cu bărbatul său. Păi dar nu erai gelos, mă, Bobby? Stai puțin, nu erai Bobby gelos? Era singurul care știa dintre bărbați. Păi și cum suportai, mă, Bobby? Păi și cum suportai? Adică ai tăcut atâta timp de zile și dintr-o dată când a rămas gravidă și să mai temnezeu nici nu seamănă cu tine copilul ăsta. Te-a lovit așa. Omul își iubește copilul, vrea să-și vadă copilul. Doamne ferește! Și el crede că este copilul lui. Da, foarte bine că este copilul. O avem la telefon. Telefonă pe Roxana, fosta iubită a lui Bobby. Bună ziua, Roxana! Bună ziua! Roxana, care este adevărul? Pentru că simt că adevărul tău e total diferit de a lui Bobby. Păi, unde l-ai cunoscut pe Bobby? Domnul, l-am cunoscut acum câțiva ani aici acasă, venise la unul de-al meu. Deci nu am văzut, n-am vorbit pe nimic. După un timp de zile am avut niște probleme cu soțul meu, m-am despărțit, dar nu din cauza la albanez, cum zice el, eram în România. M-am despărțit de soțul meu de alte probleme și în timpul ăsta el m-a căutat pe Facebook, am vorbit prietenește, cum a zis și el, 5-6 luni pe Facebook, pe telefon, pe Facebook. Eu eram la muncă, ba în Germania, ba în Spania, unde am fost la muncă. Și după un timp, eu m-am plecat înapoi cu soțul meu. El, domnul de la mea, în platou, își făcea Facebook-ul fals, îi spunea, uite pe ăsta, muierta umblă cu ăsta. Muieta se duce la hotel nu știu cu cine cu ăsta și nu știu ce zicea el pe acolo. În fine, eu am spus soțul meu adevărul, a știut. Am plecat cu soțul meu în Germania la muncă. Eu și acolo încerca să ne șantajeze, să ne urmărească. A venit acolo la muncă unde lucram eu, nu știu de unde a stat și cum a aflat. Lucram la un restaurant grecesc amândoi. A venit și pe acolo la fel, nu m-am întâlnit cu el, doar mă suna și suna acolo la restaurant unde lucram noi. Și într-adevăr, după aceea, după un timp, am plecat în România, ne-a dus în Danemarca. Noi, în ziua, cum a zis și el, în ziua când a plecat el de acolo, noi ne-am dus acolo. Pentru că tot n-am vrut să avem tangențe cu el. Pentru că a vrut să lăsăm destule, cu Facebook-uri false și minciuni și vorbe aiurea. După timp, în timpul ăsta, la câteva săptămâni, a sunat patronul că mai avea nevoie de un om. Și el, fiind prieten cu patronul, a zis că să-l aducă pe Bobby. Nu e adevărat că nu l-a sunat soțul meu pe el să vină acolo. Dar nu a spus Alex lui Darius că dacă mă tună pe mine să vin, dacă nu să nu mai sune pe nimeni altcineva. A vorbit, a avut timpul să vorbească. Vreau să vorbesc și eu, vă rog frumos. Da, sigur. În timpul ăsta a venit el înapoi. Nu e adevărat, crezi că te-am uitat ca din ureche. Nu e adevărat că îl buzeam eu. El a știut decât da, într-adevăr. Atunci am avut un moment mai critic cu soțul meu. Am umblat cu el, da, odată. Am fost, ne-am întâlnit, am făcut ce am făcut, că nu am de ce să mă ascund, recunosc tot. Roxana, dar el a venit în casa voastră în Danemarca, unde locuiei tu cu soțul tău? Stăteam toți, eram 20 de persoane care stăteam în casa aia, nu eram numai eu. Da, era o casă mai mare, cu mai multe dormitoare. Da, era o casă cu 3 etaje, stăteam toți acolo, la fiecare camerele lor. Nu e adevărat că eu dormeam cu domnul Logu în același pas, că venea soțul meu să mă ia de la el din cameră. Nu am zis că dormeai cu mine în pat, dar stăteai cu mine până la 11-12 noaptea și îl dormea de la 10. Bobby, hai să o lăsăm să termine. Te rog, Roxana. Și lăsa și vorbește el ce vrea și zică să zică ce vrea el. Te ascultăm. După aceea, el, domnul Ologu, a început cu șantaje. Dacă nu vii să ne întâlnim, te spun un bărbat tu. Mă duceam, mă culcam cu el și plângeam. Înțelege ce vezi, acum nu știu. Păi asta este șantaj și trebuia să apelezi la poliție, dacă s-a întâmplat așa. Păi mi-a fost frică de soțul meu, mi-a fost frică să nu se afle. Păi, Roxy, tu ai afirmat mai devreme, că te-am ascultat cu foarte multă atenție, mai devreme ai afirmat, sau am auzit eu greșit, că tu i-ai spus soțului de șantajul pe care domnul Bobby îl făcea asupra ta. Asta a fost înainte, cu un an și ceva, 2 ani de zile înainte, când vorbeam la telefonic cu domnul Bobby, când eram despărțit de soțul meu. Soțul a știut și de această aventură, de discuțiile voastre telefonice? Da, pentru că el suna pe soțul meu și îi spunea, te rog frumos, Alex, lasă-mă să-l văd, s-o văd sau să aud, să știu dacă e bine. Și Alex îi spunea, soțul meu îi spunea, bă, tu nu trebuie să ne lași în pace, vrei să-ți desenezi, să scriu pe o hârtie, să ne lași în pace? Și de ce n-ați ales, mă rog, să vă duceți la poliție, să-i faceți o plângere? Pentru șantaj. O să fie totul bine. În fine. Și după aceea ne-am dus acolo în Danemarca, fiindcă n-am luat eu cu el, îmi zice, te duci în cameră la ora 11, trebuie să stai să faci pachetele până să culcă bărbatul tu, că nu te duci în cameră.
ce îmi spunea, nu vrei să vii să ne întâlnim? Și spunea, nu vreau, nu știu, îi spui lui bărbatul tot orice, că te duci să iei pâine, că te duci să iei nu știu ce, te duci să iei fal, nu știu orice, ca să ne întâlnim. Mă obliga, eram obligat, forțat. Eu nu spun lucruri minciun, nu vorbesc ca iurea. Deci nu făceai nimic din plăcere. Ci doamna pur și simplu, Roxana, frică că acest totul, șantaj că pe care le reclamați dumneavoastră acum, că domnul Bobby v-a supus la el, s-a petrecut înainte sau după ce ați născut? Că înainte s-a născut, domnul. Înainte. Și atunci cum explicați fotografiile astea, exact, în care el este cu copilul în brațe, păi, în care dumneavoastră sunteți la el în casă, vă țineți în brațe, râdeți? Nu, nu, greșit, nu sunt la el în casă, nu sunt la el. Sau unde sunteți aici? Adesteți ca o familie fericită. El ne spune... Fericită. În spate este o mașină cu număr de gorși, deci sunteți în patria noastră. El e copilul în brațe, în repere. Pot explica, lăsați-mă să ajung unde trebuie să ajung să vă pot explica. Te rugăm. Deci după naștere... Sorin, hai să o lăsăm să povestească tot și după aceea... Când i-am spus lui să mă lase în pace, îmi spunea, mă duc și mă omor, mă duc și fac, mă duc și drept. Nu vii să te întâlnești, te spun. Te spun și la un moment dat i-am spus, du-te și spune-i și lasă-mă să fiu liniștită. I-a spus o trimivez că am umblat cu Roxana și că cred că copilul e al ei. Că copilul este al meu, mă scuzați. I-a spus soțului, i-a recunoscut că am umblat cu el. Eu încă nu vreau și să fie și să nu fie copilul ăsta. Copilul este al meu și atât. M-am mai dorit încă un copil să fac. Că puteam să fac cu oricine după stradă. Puteam să mă să iau cu oricine după stradă să fac un copil. Pentru că eu pot să-mi cresc copiii, pot să-mi fac familia aia, pot să-mi țin copiii, n-am nevoie nici de nu știu cine, nici de el. Roxana, dar tu știi că dacă el este tatăl copilului, are și el drepturi. Domnule, dar dumneavoastră înțelegeți că eu nu vreau să aibă nimeni niciun drept asupra copiilor mei. Știi cum e? Este cuvântul tău împotriva cuvântului lui. Pentru că în momentul în care tu ai fost șantajat, așa cum susții tu, tu n-ai mers la poliție să reclame acest șantaj care putea să-l bage pe la închisoare chiar. Și pentru că n-am vrut, ar fi n-am putut... să afle soțul meu ce s-a întâmplat. Era așa că să ne despărțim și n-am vrut să afle lucrul ăsta. Nu, doamnă, puteți să reclamați și acum, pentru că dacă ați rămas gravidă în urma acestui, că se cheamă viol ăsta. Au trecut deci de ani, mai poate? Da, sigur că nu trebuie să viol, să știți că nu înseamnă să o dai cu capul de pereți. Poate lucrul ăsta. Și presiunea psihică e tot viol. Păi, la început așa a fost, domnule, chiar așa a fost. Și am rămas sărcinată, am născut băiatul în timpul cât am fost sărcinată, domnul ologul tot timpul mă suna, mă stresa, amenința soțului meu, amenința... Roxana, fotografia pe care noi am văzut-o aici în platou, ultima fotografie în care erați toți trei într-o încăpere, aceea erați foarte fericiți, adică și dumneavoastră erați o familie fericită, îl țineți în brațe, e o fotografie nu foarte pare că vă intimă. Cineva. Da, pentru că după ce am născut, el tot trimițând amenințări soțului meu și amenințări peste tot, că l-o moară, că lasă handicapa, că îi scoate ochii, că îi taie urechile, că nu știu ce îi face, că nu știu cum, soțul meu a decis să plece. Soțul meu a plecat. După un an de zile, anul trecut în august, am decis ca să... Da, să las pe soțul meu să fie liniștit, să-și facă altă familie, să-și facă altceva și am încercat să fiu cu domnul de la dumneavoastră din platou. Am vorbit câtva timp, a fost la mine aici acasă, a stat cu mine vreo săptămână, nu știu să zic cât a stat, după aceea a plecat înapoi în Danemarca. În momentul ăla m-am dus și eu în Danemarca cu sora mea fiind având niște probleme. Ducându-mă acolo, era el acolo, domnul Bobby. Și în timpul ăsta umblea cu altă fată. Eu am aflat de el că, da, că umbla cu fata aceea. A avut ceartă cu el acolo, a vrut să o bată pe fata aia, a amenințat-o și pe fata aia la fel, că de ce n-aștept mesajele și eu am văzut mesajele. Adică tu erai geloasă pe amantul exact tău? Nu neapărat că am fost geloasă, domnul, nu. Doar că am zis, mă, pentru ce te-ai zbătut și nu m-ai lăsat pe mine atâta timp în pace când tu aveai alt... Mă rog, Sana, sunt femeie ca și tine. Nu poți să... Înseamnă că tu, în fotografia pe care eu am văzut-o și mie îmi spune foarte multe, înseamnă că tu te-ai prefăcut că erai foarte fericită cu el și că... Asta vreau să vă întreb. În poza aia erați șantajată? Era sub șantaj? Nu, doamnă, în poza... Nu, dar a povestit... Roxana, hai să ne întoarcem la episodul ăla. Ai trecut destul de repede peste el. Eu am înțeles că soțul tău, la un moment dat, a părăsit familia din cauza faptului că acest... băiat îl amenința din cauza faptului că cel puțin așa ne-a spus el mai devreme că a comandat un test de paternitate pe internet și a ieșit că el nu este copilul lui. Ceva de genul era. Ce anume?
Era un test de probabilitate sau ceva de genul, nu mai știu exact. Și a ieșit în acel test de probabilitate că nu e copilul soțului tău, nu? A ieșit 0% probabilitate, da. Și atunci păi, el a ales să plece să părăsească barca? Ați luat și de la copil probe? Da, domnule, am luat salivă cu betișoare din acelea de ureche, am luat și la copil. Aici și la copil și soțul și am trimis într-un plic undeva, nu știu unde, l-am trimis chiar, nu mi-aduc aminte exact să vă zic unde și ce am făcut cu el. Și ați plătit chestia asta? Eu am plătit vreo 6 milioane, tânăria vechi, nu știu cum să zic. Păi mai bine vă duceați, mai puneați un pic diferența și făceați un test de paternitate legal, exact cum da, se face. Da, care nu mai este atât de scump, e undeva exact, la 1.500 de lei. Ceva de lei, da, deci puteam să... Doamna Roxana, eu ca să am înțeles că dumneavoastră vreți, familia vreți să vă creșteți copiii, în esență. Da. Cum, nu vreți să vă creșteți copiii, ca din aur așa a zis? Vreau să-mi cresc copiii. Da, a zis da. Să fiu liniștită, să mă lase în pace, să fiu cu soțul. A, am înțeles. Vreți să fiți cu soțul și cu copiii, da? Da. E, de aici încolo există o problemă. Domnul Bobi pretinde că este copilul lui. Și atunci, dacă el vă va da în judecată, nu așa pe internet, și veți să tribunalul de va decide. Ne-a dat să facem testul și refuză să facă testul. Nu refuză că tribunalul dacă va decide se că pare, trebuie se să se pare că Bobby a dat o în judecată pentru stabilire. Dacă ați dat o în judecată și tribunalul decide, și n-a vrut să vină niciodată. Atunci o să plătiți dacă tribunalul decide, atunci o să plătiți testul la IML și o să aveți și dumneavoastră drepturile pe care le are. Îi spune domnul Bobby că nu se duce la IML să-i recolteze. Păi, dacă decide instanța, o să o să ia, n-are o să... control. Da. Eu știam că dacă există mai multe refuzuri, atunci se stabilește clar că copilul este al lui. Da, sunt în fine, mai multe proceduri, deci oricum nu se lasă dosarul în aer așa. Că nu e dusă cu forța sau cum? Nu cu forța, e, da, nu știu, habar n-am. Probabil va fi citată, da, nu știu. Doamna Roxana, de ce nu mergeți totuși la IML să se stabilească al cui este copil? Doamne, nu vreau să mai umblu prin chestii de genul ăsta, nu m-am săturat. Doamna Roxana, aici este vorba de copilul dumneavoastră, atenție mare, nu se mai pune problema adică de dumneavoastră. Nu vă trebuie liniște pentru restul vieții, ceea ce vă doriți? Copilul meu și atât, nu mă interesează ce... Nu este copilul tău, pentru că la copilul tău a mai participat cineva. Un copil să nască e nevoie de două persoane, atenție mare, de sex opus, da? Copilul este dreptul copilului să-și cunoască tatăl. Ce vei spune tu când copilul tău te va întreba, mamă, cine este tata? Ce vei explica copilului tău sau când ce se va... spune acum? Sau acum, sau ce vei explica tu copilului tău când deja se va duce la grădiniță și copiii sau la școală și copiii vor râde de el? Dacă este un bastard, ce vei spune tu copilului atunci? Ești copilul doar al meu? Deci nu am nevoie de domnul Bobby să fie el tată copilul meu. Copilul meu, da, vrei, am nu înțeles, vrei, este tatăl Roxana, copilului tău înțeles până la urmă. Tocmai de-aia cred că este în favoarea dumneavoastră să vă duceți la tribunal să faceți testul. Pentru că dacă iese așa cum spuneți dumneavoastră că nu el este copilul, în secunda 2, domnul Bobby, dacă nu dispare din viața dumneavoastră și din jurul familiei dumneavoastră și a copilului, are de suportat rigolile legii de nu se vede. Adică e în favoarea dumneavoastră să știți realitatea. Ce să fac să fie, să mă streseze, să mă sune în continuu, să-mi facă rog copilul? Nu, doamnă, nu, doamnă, în secunda în care vă mai sună, spuneți că vă hărțuiește și a încurcat-o, domnule. Asta dacă nu este tatăl copilului dumneavoastră. Dacă nu este tatăl copilului? A sunat la protecția copilului să mă dea că eu am fugit cu unul în Germania și că nu știu ce am făcut. Total, da, dânsul n-are deocamdată nicio atribuție. Ce s-a întâmplat atunci? Ai lăsat copiii la mama ta? Asta le spuneai colegilor noștri. Sunt aici acasă la mine. Am fost plecat în Germania la contract. Am dovadă, am contractul care am fost și l-am ștapilat la primărie la mine aici în sat. Am fost la de atunci nu mai lăsat să văd copilul. De 3 luni de zile nu mă mai lasă să văd copilul. Pentru că tu nu poți să mă suni pe mine să-mi spui mie să sară copilul când eu nu sunt acasă. Pentru ce am sunat pe maică ta, am sunat pe maică ta, maică ta mi-a spus că n-a făcut ea copil cu mine, să o tun pe ea. Bine. Îmi blasem copiii, te duci în biserică și aveți lumânări și mă blasem cu. Nu m-am dus în biserică să-ți blasem copiii, nu. Să iau eu lumânări la fata mea. Fata mea are 10 ani. Ți-am trimis bani la copil, ți-am trimis bani să plătești asigurarea la mașină, ți-am trimis bani de lemne.
Nu. Și acum să-mi spui că nu-i copilul meu și eu ți-am zis, dacă tu zici că nu-i copilul meu, dă-mi banii înapoi care ți-am dat. Dacă acum tu, după 2 ani de zile, spui că nu mai e copilul meu, ți-am zis, dai banii înapoi care ți-am dat dacă tu susții atât de tare. Domnul Arsele, eu ies și vorbiți cu el acolo, că n-am nevoie. Doamna Roxana, de când nu mai sunteți cu Paula, Bobby? Paula, stai numai puțin. Bobby, luni, doamnă, dacă tu iubești băiat copilul ăsta și dacă tu i-ai trimis bani, cum îi cer banii înapoi acum, că nu înțeleg? Bobby, asta e bărbătește, chiar dacă nu-i copilul tău. Mă, chiar dacă nu-i copilul tău, ai cumpărat lemne să încălzească într-o iarnă un copil. Ai făcut un act de caritate. Domnul, te-a întrebat unde a stat el cât a fost acasă în România. Unde a stat? Unde a mâncat? La tine, la tine. Și de ce spui mie că mi-ai cumpărat tu mie lemne? Vreau dovadă că mi-ai cumpărat tu mie lemne. Ce mi-ai dat tu mie? Ce mi-ai făcut tu mie? Tu nu poți spune așa ceva. Roxana, eu cred că numai Bobby a greșit în toată situația asta, numai puțin Bobby. Cred că și tu ai greșit foarte mult în această situație, pentru că spui... Am greșit, aveți dreptate. Spui că în Danemarca mergeai la cumpărături cu Bobby, v-ați întors în țară, soțul a plecat, l-ai înlocuit cu Bobby. Deci o perioadă... Că spunea Paula, vorbea de acele fotografii, da. Și tu ai spus, Roxana, că acele fotografii sunt din momentul în care soțul a părăsit casa și în locul lui a apărut Bobby. Și lucrurile erau ok între voi. Eu spun că anul trecut în august s-a întâmplat lucrul ăsta. Și ce s-a întâmplat de atunci? Adică soțul pleacă, vine Bobby în locul lui, a intrat la... Nu că sunt la Bobby acasă. Intră Bobby la pauză. Nu-i la mine acasă. Și apare 45 de minute. Deci, Roxana, vine Bobby în locul soțului tău. Ce se întâmplă după aceea? După cât timp, domnule, v-am zis că după un an și ceva de zile am încercat să am o relație cu domnul Bobby. Da. Da. Și ce s-a întâmplat? De zile. Anul trecut, în august, a fost chestia asta. Anul trecut, în august, copilul era născut. Păi copilul e mare, normal, nu? Și erați împreună, ca o familie, cum a spus invitata noastră. Cât a durat? 2 săptămâni a durat până a fost în Danemarca și am aflat că a umblat cu fata aceea. Păi da, mă, dar în 2 săptămâni tu erai foarte fericit în poza aia. A făcut testul bărbatul tu și a plecat de când avea băiatul 6 luni. Noi amândoi am stat împreună până acum 4 luni de zile. Ieși și vorbiți acolo și vă faceți dumneavoastră emisiunea cum vreți. Roxana, dar nu poți să pui problema în felul ăsta. Adică, uite, ai intrat în direct, ai spus că ai greșit, că a fost o situație în care ai greșit și nu te-ai dus să îl reclami la poliție, ceea ce e foarte bine, adică ești asumată. Și la poliție am fost cu el, mi-a făcut interdicție, n-a avut, întrebați-l. Dar de ce, da, de ce ai avut... După 2 săptămâni am mutat amândoi, ne-am împreunat amândoi și am stat la tine în casă după 2 săptămâni, după ce mi-ai pus interdicție, că vreau să văd băiatul. Bobby, numai puțin să întreb ceva. Dar stai puțin, Paula, că a avut ordin de restricție. De ce poliția, și înțeleg că și instanța a acceptat acest ordin de protecție împotriva ta? Pentru că am intrat la ea în casă ca să văd copilul, că nu vrea să mi-l arăte. Păi, dar mă las să vorbesc. Și 6 luni? Da, 6 luni. Roxana, te rog. Venea peste mine în casă, mă înjura, își făcea Facebook-uri false, posta numai prostii, numai mă făceam toate felurile și oricum și că mă omoară, că acum mi-a zis, acum de curând, acum vreo 2 săptămâni mi-a spus că mi-aruncă cu acid de baterie pe față să mă nenorocească. De ce nu vă zice lucrurile? Doamne ferește, dar Roxana, era cazul să mergi la poliție, să depui o plângere și nu, uite cum spunea și domnul Băla mai devreme. Ania și mama mea a fost la poliție cu mesaj. Nu e târziu. Și are și ordin de protecție. Nu este târziu nimic, nu, domnul Bălan? Poate să depună plângere la poliție? Bineînțeles că sunt calde, bineînțeles. Acum are ordin de protecție, m-a auzit sau nu m-a auzit? Păi are ordin de protecție și fă ce a zis domnul Bălan mai devreme, du-te și fă și acel test să știi ori la bal, ori la spital. Ca să știi pe viitor cum vei pune problema legată de acest copil. Mai ales că vă doriți liniște împreună cu soțul, vă creșteți copii. Întotdeauna cine vă tulbură e domnul Bobby. Nu-l vreau pe omul ăsta ca tată, nu-l vreau pe el ca nimic în fața ochilor. Mi-a făcut destul rău, m-a nenorocit, m-a distrus, m-a terminat psihic. Eu nu am nevoie de el nici măcar să văd. Roxana! Dar uite, avem pe ecran chiar acum...